nu-l fi pirați, că prea dau navală. Sunt 6 sau 7 feluci maure. E limpede că vor să ne ajungă și să ne prade. Să îndrăznească. Nu mai doar putea să ne ajungă. Nu vorbi așa, Gherasime. Felucele astea au o viteză extraordinară. Maurii sunt marinari pricepuți, îndrăzneți. Mult mai bine ar fi fost dacă treceam fără să ne vadă. Lasă, domnule, că am mai înfruntat noi și pe alții. Spun, avea numai câțiva oameni și pe deasupra prost înarmați. Iar cu cei de pe insula Musarah, nici măcar n-am apucat să luptăm. Acolo aveam tun. Bum, bum! Prost am făcut că am vândut. Asta așa e. Un tun acum. Sunt mulți, cel puțin 15 într-o felucă. Și cu siguranță au puști. Gherasime, ia drumul 4 carturi sud-vest. Da, domnule, 4 carturi sud-vest. Nu se vede niciun vapor. Nimeni să ne ajute. Pregătiți-vă de luptă. Sunt de 5 ori mai mulți ca noi. Pe 10 ori, de 20 de ori vei reda. Taci din gură! Să-i împiedicăm să înainteze. Lasă pe mine, domnule. Am înțeles. Acum... Ai grijă, să-l atingi la mir pe cârmaci nu e greu. Numai că așa nu face mare ispravă. Ochește funga. Dacă nu nimerezi, să nu mai îmi spui mie pe nume. Oiștea, bre! Haralam și Ismail, voi trageți în feluca a treia. Eu încerc la a doua. Vin prea aproape, domnule, să nu ne ciuruiască ei pe noi. Nu trageți până nu vă spun eu. Că ne dau gata. Acum Ieremia. Așa, Ieremia, dacă le doborâm pânzele... Bravo, mă, Flintă! Am lăsat Ismail ăsta bandit cu turban. Ăla este. Jos! Acum pe ei cu toții. Hai, Ieremia, că în tine ne e nădejdea. Așa, domnule, că nu e după ei. Amantra. Vreau să atingeam. Nu, trage în felucile din față. Baie făceam. Ești nebun, culcat! Asta fez de la Lalelie este. Alt fez de unde luam? Dacă făcea gaura asta în cap, alt cap de unde luam, ha? S-au lăsat pe gubaș. Am scăpat. Am scăpat cu fața curată.
Trebuie să învăț ce se treacă pușca. Ai dreptate, băiete. Ieremie, ia-l în primire. Capitane, ești pe aici? Da, domnule, ce s-a întâmplat? Se pare mie sau ați tras cu puștile? Da, domnule, am tras într-adevăr. Și-ați vânat albatroși sau vulpi africani? Nu, ne-au atacat niște pirați mauri. Și aveți ceva răniți? Din fericire, nu. Dar fără iscusința ochitorilor mei, mă tem că acum am fi fost cu toții hrană la rechini. Sper că niciuna din sticlele mele n-a fost vătămată. Nu, domnule. Am avut noroc. Sticlele dumitare au rămas neatinse. Bine, foarte bine. Să aveți grijă. Mai avem mult? Până în Patagonia, la Pernambuco? Abia azi dimineață am ieșit din Gibraltar. Și de altfel, Pernambuco nu e în Patagonia. Bine. Bine. Bun. Să mă trezesc când o să ajungem. Sunt delfin, domnule? Nu, nu. Dar se înrodește și se aseamănă. Numai ca obotul mai ascuțit. Sunt marsuini. Un animal de apă din neamul balenelor. Cei de aici n-au mai mult de un metru, un metru și jumătate. Dar mai la nord, în apele reci, ajung la 8 metri. Pot ataca chiar și balenele. Balenele? Eu credeam că pe balene nu poate să le atace nimeni. E, uite că marsuinii le atacă. Se năpustesc mai mult asupra uneia și după ce o omoară îi mănâncă limba. Altceva nu le place. Sunt mofturoși. Uite și delfin. Îi vezi? Se hârjoresc în prova navelor ca să-și curețe pielea de paraziți. Ce-a fost asta, domnule? Un pește care zboară sau o pasăre care înoată? Un pește zburător. Pește zburător? Numai să nu-ți închipui că zboară ca păsării. Au un fel de aripi în locul notătoarelor. Numai că nu se pot ține mult în aer. Cel mult o sută de metri. Mai la sud, peste două, trei zile, ai să vezi miile. Ismaile, ce te supără? Nu este nimic. Ești bosumplat din cauza fesului? Nu, domnule, asta pe zeding sticlam, nu facem nimic, de ce stam? Eu trebuie mereu caramțucan. Păi de Ismaile, tu te-ai tocmut că n-ai decât să-i dai înapoi cele 10 lire care ți le-a dat, te-ai scăpat de berea. Doamne, păi asta am 10 lire, Stambul, am plecat. Eu n-am de unde să-ți dau 10 lire, banii sunt la bancă. Și atunci caram? 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 Drag de stictiv sticlam. Asta ce mai e, nene Gerasime? Raftul în mijlocul oceanului? Păi ăsta-i artamanul, băiete. Vânt blestemat care bate dinspre Sahara și împârșolește totul. Duce praful până în mijlocul oceanului. În schimb, ne împinge mai cu spor. Azi o să facem peste 300 de mile.
Mergeam și culcam, bre. Vorbește-mi frumos românește, de ce poceam. Nu culcam, treaba aveam, sticlam. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule! Ce cap avem? La drum 200. Vino la 210. Înțeles. Caram, Ismail, caram. Caram, asta porție pentru o zi estem, dar până seara n-ajungem, iar caram alta porție. Barometrul scade. Scade repede. Da, domnule, ia uitați ce nori acolo. Ne apropiem de ecuator, fraților. Pregătiți-vă sufletele. Toată lumea pe punte. Izbaile, ce faci acolo? Hai, vino sus. Uragan? Uragan. Ce facem, băieți? Îl înfruntăm, domnule. Să ne ținem bine, Vere. Înfruntăm? La buș, lăsăm să îmbrăcăm. Capitane, lasă-mă pe mine, Irimie, ca mână mai bună. Fiecare la locul lui. Închideți spiraiurile și tambuchiurile. Vedeți ca totul să fie bine legat. Bihule, ia-l și du-l în hambar. Degeaba, domnule, n-o să vrea. Să nu-l ia vreun val, să intrăm la coteț. Am vopsit, am pictat, acum stăm degeaba pe zedenchi câine hoțovan. Știe el să se ferească, domnule, n-am grijă. Pregătiți-vă de manevre! Că se porni și ploaie.
și de păcatele cu sacagiu, vere. Și cu cafejoai, cafei. Chem la furtun mare ce-ai dat. Parcă a început să mai slăbească. Cred că într-o zi două se duce. O iubești bun, nu? Pe cine? Orabia, pe cine doar? O iubesc, dar merită. Mai dormiți, domnule?
N-a rupt randa, trincă, domnule! Văd, Gerasime! N-am îndrăznit să ridic alta! Mai bine! Cred că s-a terminat! Dar da, Dumnezeu! Și închideți tambuchiul! Repede sub punte! Hai, Gerasime, du-te și tu! O să măture tot de pe covertă! Nu cred, domnule! Corabia asta nu se lasă înghițită de un val! Ăsta nu e val, e un munte! Ține-te bine, Gerasime! Scăpa numai cu atât. Ismaile, ai putea să faci un ceai? Un ceai cu rum, în cana aia mare. Dăm ceai cald și rum dăm. Prihărăm după ea bun este. La tuz dăm ceai. Micule, aducem repede apa. Nene Ismaile, n-ai pus ce pe bine și-a curs apa. Nu curgeam apa, eu ce bine puneam! Bă, care ați fost chiar și n-ați pus cepurile? Vreți să murim de sete în mijloc oceanului? Toate butoaiele sunt goale! A rămas fără apă în mijloc oceanului! Arăgat de bine! Adunați cu grijă tot ce a mai rămas de la cep în jos. Trageți cu furtunul în găleți. Adunați fiecare picătură. West, ne așteaptă o încercare mai grea decât toate. Mai avem aproape 40 de litri de apă și drumul nostru s-ar putea să țină încă 20 de zile. Dacă plouă sau dacă întâlnim un vapor, norocul nostru. Dar noi trebuie să ne bizuim pe ce avem. Da, o cană cu apă pe zi nu-i mult, dar nu-i nici puțin. Numai să... Multă de sărat. O să răbdăm. Când nu mai puteam, îmi duce la capitan și îmi spune să pună apa sub pază. Da, sub pază. Un pahar. Înainte cât beam. Oare cât beam? Vrei, Ismaile, n-auzi, să nu care cumva să te plin la robinet. Că dacă apa e în grija ta, nu înseamnă să... Un vapor! Priviți, un vapor! Un vapor! Da, e un vapor. Dacă ne vede, suntem salvați. Să nu spunem că n-avem noroc. Ce
În liniștea asta poate o să ne audă. O vatră de apă am să beau. Hai, Ismaile, dă-mi o armonă, că mi-o sete de mor. Nu dam. Până nu vedeam butoi plin, nu dam. Strop nu dam. Cine sunteți? Ce vreți? Suntem de la Sulina, România! Am pierdut toată provizia de apă! Puteți să ne scoateți din nevoi! Cine e capitanul? Eu! Mă numesc Anton Lupan! Numele meu e Peter Schmidt! De unde veniți? De la Gibraltar! În drum spre Pernambuco! Și cum de n-aveți apă? Am avut furtună grea! Și nu știu cum cepurile butoaielor s-au rupt! Ciudat accident! Am să vă dau 200 de litri de apă! Deși... Ce s-a întâmplat, Peter? De ce ai oprit? O goiletă românească. A pierdut apa. Unde mergi? Am mai răspuns odată capitanului! El e capitan, dar stăpânul sunt eu! Pentru că sunt în primejdie, am datoria să mă supun! Venim de la Gibraltar și mergem spre Pernambuco! Iar de acolo spre strâmtoarea lui Magellan! După aură? Nu, domnule, suntem marinari! Atunci ce căutați în Țara de Foc? Vrem să explorăm ținutul necunoscut dintre canalul Beagle și ocean! Vezi, Peter, ce vreți de la noi? Apă? Nu vă dau! Nu te pot sili, domnule, dar e bine să știi că e în joc viața a 7 oameni! Cu atât mai bine! Să crăpați cu toți aici! Nu-i nevoie să avem prea mulți în Țara de Foc! Domnule, te rog să mă crezi dacă dumneata te duci acolo pentru aur. Noi vrem cu totul altceva. Caut urmele unui prieten care a plecat înainte. Și nu urmărim decât să cunoaștem un ținut rămas necercetat până azi. Păi sigur, un ținut în care se găsește mult aur. Dă-i drumul, Peter. Domnule, domnule, vino până sus. Ce este, am ajuns? Nu, suntem în mijlocul oceanului, dar nu mai avem apă de băut. Să nu vă atingeți de whisky! Noi n-avem nevoie de whisky. Vino sus, e un vapor, dar nu vor să ne ajute. Poate dumneata te înțelegi mai bine cu ei. Sunt de-ai dumitale, poate îi și cunoști. Eu n-am nevoie de apă. Înțelegi-ne, merâncule! Nu înțelegi că dacă morim noi, pierzi și tu aici, în mijlocul oceanului, cu whisky-ul tău cu tot! Hai să-mi plătești? Asta nu-i prevăzut în contract? Larg, Norman! Te-am prins! Timbach! Exploratori, ai ținut de cercetat? Ai văzut tu cui vrei să dai apă? Ai văzut pe cine vrei să scăzi? Sânge! Dacă aveți ceva de împărțit, răfuiți-vă între voi, dar nu-mi omorâți oamenii! Te aștept la punta Arenas, Clark Norman! Așteaptă! Pregătește-ți pielea să-ți o ciuruiesc! Nu puteți să-mi lași! Dacă nu cumva o să-ți amanice pești, mai înainte! Thank you.
Fraților, fraților, o corabie! Vedenii aveam. Când te gândești, măi, Vere, că la noi e acolo. Au început ploile de toamnă. Nu plouă nicăieri. Pare s-or fi strâns bucatele de pe câmp. Zici ploile de toamnă care te udă până în măruntaie. Te face să dârdi de frig. Nu se poate. Nu plouă pe pământ. O să pierim aici Ieremie. Și nici n-am apucat să trăim. Nu o să mai vedem dealuri, câmpie și nici Dunărea, Vere. S-a mântuit! Pe noi ne așteaptă. Nu! Nu! Vere! Nu! Pe mine n-o să mă încățați! Vere! Nu! Stai blând! Ismaile, dăm apă, că te-mpușc. Te-mpușc? Împușcam, apa nu dăm. Ieremie, o țineți firea. A cui apă vrei să ți-o dea? Nu-mi pasă. Dacă nu-mi dă apă, l-mpușc. Te-mpușc și pe tine. Pe toți vă-mpușc. Lasă pușcă jos. Și pe tine te-mpușc. Ismaile, după ce se liniștește, dai o cană cu apă. Dar vezi să nu o bea toată deodată. Ismaile, bei apa mea. Eu o mai duc. Nu vreau apa ta. Nu vreau nimic. Ascultați, parcă se uită lângi. Da, trebuie să fie vreo turmă. Da, Nicule, ai dreptate. Parcă aud și eu tălângile. Băieți, mai îndurați o zi, două și suntem scăpați.
Vă jur, am intrat în calea vapoarelor. Auzi, două smâi? Cine să scape? Tu! Ei! Voi! Scăpați dacă puteți! Eu nu m-am săturat! Lasă-l, mă, băiete, nu-l mai încălzi și tu, că și așa moare de zăduf. Nene Ismail! Nene Ismail! Dă-mi porția de apă pe mâine, că moare câine. Mă jur pe Sfânta Cruce că nu-ți mai cera. Te rog, nene Ismail. A sărit câinele în apă, fraților! Micule, repede, că-l mănâncă rechinii! Domnule, nene Eremie, repede, că dau gata! Înapoi! 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 Uite-i! Domnule, nene Eremie, nu lăsa să mănânce rechinii! Domnule! Lasă-mă încât pe mine. Trage, nene Eremie! Uite că-l prinde! Uite-i al naibii, parcă râde. Gerasime, aruncă scara, să coboare care mai sprinte să-l prindă. Lasă-mă, nene Gerasime! Hai, copile, țineți firea! E câinele meu! Lăbuș! Lăbuș, vin aici! Vin aici! Păzea, micule! O, băiete, ai de grijă! Lăbuș, aici! Aici! Hai, lăbuș! Hai, lăbuș, vine aici! Acum, lăbuș! Lăbuș! Sigur prost este, cățel, vrem luptam rechin. Vezi, bine. Hai, mă, băiete, nu te mai pune pe bocit, că n-a murit nimeni. Și cizmele, nene Gerasime? Dar nu-i vina mea, dacă nenea Ismail a luat așa de mari. Las că bine a făcut. Dacă nu erau largi, erai și tu acum în burta rechinului. Bine, pe relăbuște, dacă sete este, de ce n-am cerut, dă-mi Ismail apa.
Vorba e că Dihania roade acum toval și talpă goală. Iartă-mă, domnule. Mi s-au întunecat mințile. Atunci. Nu e nimic. Să mă uit în registru. Așteaptă-mă aici. La circ, acolo unde cocoși batem și întrebăm. Ieri cine bateam? Destruiorul băteam, ori băteam Barbarossa. Thank you.